Întâlnirea dintre Zimbru, Chișinău și Speranța Nisporeni este capul de afiș al etapei cu numărul 4 din divizia națională. Echipa din strada Butucului a avut un start fulminant de sezon, obținând în campionat 3 victorii din tot atâtea posibile. În meciul cu Nisporenii, elevii lui Flaviu Stoican țintesc un succes care să le consolideze poziția de lideri ai clasamentului. Cu o victorie și 2 rezultate de egalitate, Speranța ocupă locul 4 în ierarhia națională, iar echipa lui Cristian Efrost se deplasează în capitală hotărâtă să rămână neînvinsă și după această etapă. Partida dintre Zimbru, Chișinău și Speranța Nisporeni va putea fi urmărită în direct la Moldova Sport, duminică 14 august, cu începere de la ora 19. Cu o zi înainte, pe 13 august, cu ora de start, 17:30, postul nostru de televiziune vă va oferi transmisiunea meciului dintre Clubul de Fotbal Ungheni și Petrocub Hâncești, din aceeași etapă a diviziei naționale. Proaspăt promovată în primul eșalon fotbalistic, echipa din Ungheni țintește prima victorie în divizia de elită. Băieții lui Constantin Arbănaș ocupă penultimul loc în clasament cu doar un singur punct acumulat. Petrocub a început bine noul sezon, având 4 puncte după 2 partide și un golaveraj pozitiv de plus 2. Tot în etapa a 4-a, campioana Șerif va primi vizita echipei Saxan, iar deținătoarea cupei Zarea se va deplasa la Ternovca pentru meciul cu Dinamo Auto. Preambulul manșei va avea loc la Speia, acolo unde se vor întâlni Dacia și Academia Chișinău. Echipa Milsa Miorhei este liberă de joc.